suntem așa cretini încât dăm în 6 la 7? Da. Bă, adevăr e că e un trei meciul de aia, că e greu pentru killer. Da, am văzut și killer. Eu sunt killer. Ah, ok. Apropo, trebuie să dă stab ca să se vadă mai ușor. Nu joc cu niciun boxy că e băguit. Ce ești tu, Erasmus? Poți să dai tap ca să vezi direct cine e killerul fără să mai... Da, păi logic. Mersi. Stai că a aflat și el după 9 ore. Dacă voi nu ziceți niciodată când aflați o chestie, eu vă zic. Ca să mă prindă că sunt eu, în loc să fie surpriză sau să zic că eu sunt killer. Păi cu aia asta cu tabul și de borci joc, nu știam că să zic. Nu mi-am dat seama, pula mea. Scuză-mă pe mine. Te scuz. Se aude prostul ăla deja, bă! Ce se aude așa rău din prima? La face pe tot ecranul sunete. Dar adevărat că harta aia cu treaturi mai grea, să știi, are dau de toate era. Că și eu când am jucat pe aia nu mă mai găseam la un moment dat. Ăla la ud, cred că vine pe mine deja, nu? Da! Vine spre mine, îl văd. Îi bate pe aia, bă, unul l-a omorât direct, cred. Că ăla a stat pe loc și n-a văzut că... Da, l-a omorât direct. Ce, n-am auzit sunetul când l-ai omorât? Unde sunteți, băi, copii retardați? Dar ăla campează o singură zonă sau ce, că așa pare, se aude în continuu. Nu, mi s-a părut mie amuzant. Că băiatul a trecut pe lângă mine. Bă, am auzit de niște pași, dar am zis să mă fiu târbă. Prins? L-a făcut aici. Că n-am vrut să campez gaură. L-a distrus. Aha. De ce? Că am lăsat intenționat? Nu! Am apăsat greșit. Și ăla o să vină, că e o curvă. Da, mă, sunt o curvă. Eu deja am plecat, de mai auzim, tati. Îl omoară pe altul din cauza mea. Am văzut cum îl omor pe altul din cauza mea. Let's go, aia, tati. Sunt o curvă fără să vreau, îmi pare rău. N-am ce să zic. Dar totuși a fost funny, deci. E tot ăla? A, e. Nu știu de ce stă acolo ăla. Că l-a scrie pe chat. No, I have wife and kids. De ce e mountain aici? Deja? Pentru că vă auzeam. Și cum pula mea asta e că ai zburat? I have wife and kids, a zis ăla. Sigur? A zis așa? Da, a scris. Să te cred sau e fake? Ești bros de chat în dreapta. Ia-i acum. Bă, ăla are skin, dar ăla cât de noob e, că are skin de terminați. Adică nici nu știu ce-i skin-ul ăla, l-am văzut în viața mea de când mă joc. Cum dracu e așa noob, nu înțeleg. Ia, cine fuge aici? Care e ăsta? A, ia, nis ăla. Credeam că e lucky. Nu știu de ce. Credeam că e lucky, nu e Anis. Te-ai prins? Dar tu unde ești, Mountain? Bă, stai, sunt doi morți? Bă, Erasmus, să-ți facem ceva. Te-ai prins? Încerc să mă duc și prin alte părți, că nu vii ăștia stau doar acolo. Să-i mai iert. De unde știi că stau că-s acolo iar? Te-ai prins? Parcă vezi că nu vii câștigă meciul după. Eu chiar sunt acolo iar. Bă, dacă vrei poți să vii, că te iau la un run aici de te rup. Te iau la un run de numai și de tine. Care era aici? Erasmus, le-ai tu pe Anis? Bă, nu știu. Nu-l iau. Ia-l cu aia. Uite-l pe Mountain. Păi, nici lângă ăla, Erasmus? Nu. Ești sigur? Da. Cu aia. Mă duc eu să-l iau atunci. Stai, l-ai omorât pe ăla, iar ăla plânge pe chat, săracu. Eu ce să-i fac cu aia? Stai, unde e ăla care... A, e... Eu nu sunt așa expert să țin eu minte care ce skin are. Bine, ăla l-avea diferit de alții, dar... Adevărat că ea care joacă ca legit full, ăia unii țin, stau să țin minte, să țină minte, știi? Ăla e la top noob, vă rog. Stau să se gândească. Da, ăla m-a omorât. Dar ăla are un skin pe care nu l-am văzut deloc. Nu știu cum dracu e așa noob, să mor dacă înțeleg. Nu știu ce era aia, avea mai multe bucăți din skinuri. Aici se vedea că are pasul, adică pula mea, a dat bani clar. Deci ăștia care joacă sunt toți copii, s-au dat la părinți și au zis: eu cu Evo l-am dat tot meci aproape. Mami! Băi, eu cred că tot în 6 trebuie să jucăm, că uite, acum ne-ai rupt. Nu merge space. Am fost 5 și ne-ai distrus, zici, nu? N-am avem nicio jucărie, ce dracu. Culmea, mi se pare mișto cât de mult diferă un meci de altul. Da, așa e. Gen, meciul trecut erau deja... Aaaa, meduza lui Pulea! Du-te, dracu! Stai, și eu-s mort instant? Eu nu mai am văzut să fug acum? Dar jocul ăsta uneori nu prea are logică. Adică, ăla e în curul meu și eu cum îl fac acum, ia. Eu văd că mă ține pe loc non-stop. Ce?
Eu nu pot să... N-are logică, uite. Eu aia nu înțeleg. Nu știu era ce avea cu meciul trecut, dar ăsta m-a ținut pe la unul. N-a alergat aia. Eu aia înțeleg, da, că n-a alergat. Ăsta... Te-am în brațe măcar? Deci ăsta mi-a dat cu pânză, mi-a dat hit, mi-a mai dat niște pânză de alea încă două hituri, gata. Eu am sub pula. Și mai am și rolul la 2, o să-l fac la 3. Poți să întrebi ce toate jucăriile sunt cu căcatul ăla de trebuie să nimerești maneta? Da, ăla e cel mai des zici, că adevărat. Și vezi că ăla e băgat în ultimul update sau ceva, adică ăla e ceva nou. Înainte cred că nu e exact deloc ăla. Da, cel mai prost mod. Da. Care joacă aici? Bă, lasă-mă mă, că nu vreau să mă joc. Stai mă! Ce? Te-ai prins, Erasmus la killer? Nice run, bro, nice run. Erasmus la killer. În loc să pleci, te-ai învârtit pe lângă aia. Genial. Că vei șanse dacă plecai, n-aveam nici fâul să-ți închid ușile. Știi ce șanse ale meu să-mi bag de pe filmare? Păi, de ce da. N-ai fugit? Da mă, la nu mai zice. Nici măcar n-aveam fâul. Ce pizdă de la mai zice, zi dracu. Păi, eu nici n-aveam fâul să-i închid ușile. Era easy, mă făcea da, eu nu-s de la cuș, îmi pare rău. Păi atunci nu o să poți, păi atunci nu o să poți să joci niciodată. Bă, e gravă. Ăștia s-a terminat cu uși toți. Ăștia bagă toți ușile ale. Păi așa e jocul, că e. True. Păi zici, e greu de acolo, dacă vezi ușa, eu tragi față. Că la iar au murit pe cineva, doamne. Bă, balansate meciurile, not gonna lie. Te-ai prins? A, să dau și eu un revive când pot, da. Să-i vedem pe băieți ce mai fac, fail puzzle. Cine dracu, nu bola, bă. L-a mai dat și fail, bă, ce că oricum pierdem. Cum ajung sus să dau revive, doamne, ce joc prost. Pot să dau revive prin perete, că știu că pot, dar nu mai știu din ce direcție. Hai să pun dracu first person. Băga-mea. Hai cu aia, că mergea până acum. Nu spune că l-au peciuit. Ce dracu, nu merge revive-ul? Ăla i-a omoară pe toți acum. Player reviving. Du-te în pizda în lumăta. Păi n-am ce să fac, n-am unde să vin în altă parte. Păi mersi, știu. Ești din ăla. Am auzit niște pași, dar o să ignor un pic. Te văd deja, știu cum ai văzut, suși pula. Unde e mă, fac cel mai mare run din viața ta, ia. Unde? Ești pregătit de cel mai mare run din viața ta? Da. Ia meduza cretină. Ia ăla credea că vine pe cealaltă parte, credea că mă face. Nici nu știu unde ești, dar mă rog. Ce ești? În curul meu, ăla... Okay. Mai văd eu niște ăla, ăla e genul de om care minte și după aia zic că nu știu unde ești, dar e în curul meu, știi? Păi eram, dar... Mamă, cel mai mare run din istoria ta! What? Dragoșe! Deci trebuie să vii și pro. Trebuie să vii și pro la joc. Uite, eu am găsit rute bune. Trebuie să știi rutele unde să mergi. Da, trebuie să știi rutele. Trebuie să le înveți. Dar pânza mea ce are? Că nu înțeleg. Nu mai merge pânza sau trebuie ce? Trebuie să înveți harta, coițe. Uite, acum știu că e o ușă aici, de exemplu. Să-mi bag pula! Și acum, și acum ia! Ia! Uite, asta nu înțeleg eu la joc. Eu acum de ce mor direct? Ah, de ce mor direct? Păi da, îmi dai o pânză, dar de ce îmi dai 10 și... Eu nu înțeleg killerul ăsta. Ăștia când au creat, au testat și ei, au făcut playtest la asta. Tu dacă îi dai slow-ul unul și îi dai hit, îi dai slow, îi dai hit, care e logica? Ideea e să poată să mai fugă 3 secunde măcar la după. Cum ar fi să nu faci playtest la playtime? Păi n-au făcut, probabil. Dar ea nici de ce a ieșit? Că cât de normal ți se pare ca unul să-ți dea slow hit, slow hit, slow hit, fără să poți să scap măcar 2-3 secunde. Deci eu n-am timp nici două secunde să fug. Cu aia, poate pe rezi de ăla și mergi pe cealaltă parte. Cu aia, au zis că-i dau nerf și nu i-au dat. Da, chiar sunt retari. Ce la care cu mine? Chiar sunt proști. Ah, ok. Cu aia, poate vede, poți să mai alegi nu știu câte secunde până te prinde la iar. Vreo 20 sau ceva, să mergi drept. Efectiv drept, fără niciun geam, nicio paletă. La asta e proști jocul ăsta. La killerul ăsta, nu înțeleg logica. Într-un fel înțeleg, pentru că sunt 6 oameni. Dar ce faceți cu ei? Nu vă mai scoate? Ce? Ăla de ce a murit? Ăla a murit direct, era ultima viață, cred. Am vrut să-l scot, nu e adevărat, s-a închis trapa fix când am ajuns la el. Cine era ăla? Să ne că a ieșit din meci, profesor. Așa. Că moșii sub canal nu erau ok, am urât eu pe toți. Ok, deci toate jucăriile astea au... Dar de ce nu l-ai luat pe Denis în loc să-l iei pe ăla? Păi Denis nu era la tine în brațe? Bă. Ce, Denis în canal de 1000 de ani? La mine în brațe era prostul ăla, nu?
Unde este zone bunilor? Nu, nu știu ce se întâmplă, că este în canal aici de 2 minute, cred. Eu nici nu mă gândeam că o să fiu eu killer, eu aș fi vrut să fie altul. Știi? Și să fim noi mai puțin. Și-am picat eu și... Ideea e că tot în 6 se joacă. Pentru că o să-ți explică de ce. Cu ăla albastru dai one shot, deci automat ai nevoie de mulți oameni. Cu asta ții pânza și le omori pe unul foarte repede, deci automat... Păi, dar m-am plimbat peste tot, eu nu înțeleg ce se întâmplă. Tot în 6 pare mai fel. Nici eu nu înțeleg ce se întâmplă. Că i-am dat șansă lui Lucky să te scoată. Nici eu nu înțeleg ce se întâmplă. Te-ai prins? O să vină direct ăla ca o curvă subterană. Dar nu vă ascundeți ca pizdele, de ce râdeți? Îți aud pașii. Păi, de ce râd? Îți aud pașii de prost. Unde dracu te ascunzi de mi-auzi pașii de prost? Păi se aud, o se aud oricum aproape pe toată harta, deci... Ia, ori fiind dulap, eu le dau. Și se aude așa. Bă, am auzit ceva. Niște picioare. Da, mă. Sigur. Dar nu m-ai văzut. Am dat cu E. Da, am uitat, da, cel mai OP, cel mai OP killer din joc, ok. Dar unde te duci, că nu înțeleg. Zero logic, killerul ăsta. Mă duc, te duc pe traseul tău preferat, cum adică. Hai, coaie, dă-te dracu, nu mai faci aia iar asta, că e enervantă deja. Păi da, ăsta-l știu și eu. L-am învățat traseul? Aaa, și mi-a băgat aia și el a zis că e enervantă. Și el bagă, ia, și nu poți să sară? Ce? Stai la pânza! Ce? Îți anulează până și rolul, cred. Stai, ce? De ce nu poți să fac nimic când îmi dai pânza? Le legit. Stai, care? Care-i lui? De ce? Eu nu mă mai joc cu ăsta legit. Coaie, ai făcut prost ăsta legit. Deci când îmi dai pânza, eu, mai... eu merg cu 25% viteză, nu cu 100%. Nu pot să sar. Eu cred că nu mai joc cu asta. Nu pot să sar, merg cu 25% viteză. What the fuck? Care-i logica? Cum ar trebui să te joci? Ăștia-s de mezi? Cum adică board the train, toi part? Ai, tati. Dar a scăpat ca o pizdă, am uitat că cine rămâne scapă. Da, automat. Da, des fie minutul 5, cred, altfel nu scapă. Aha, trebuie să fie pe drept. E așa mi s-a părut, că unul... Scapă cine vrea pula lui. Unul când era singur nu apărea trenul. Era minutul 8 sau așa. Bă, nu știu, eu nu pot să înțeleg killerul ăla, dar mă rog. Un match de căcat. Păi, da, da, când faci aia e altceva. Ești mai imun, te pierde ăla, nu te vede ca și cum mergi atât. Bă, da, cred că e altfel când ai rolul la 3, da. Da, ai văzut că e aceeași viteză, rolul la 3 versus rolul la 2 cu mers. E tot, e la fel. Dacă nu ești chiar mai rapid un pic tu. Am dat fail. Puțin de tot. Că nu mă puteți pe poziție, bine? Da, da, poate, sper, cum ai zis sper tu. Sper că ăla nu știe. Sau dacă dai fail acum, ăla nu vede, că nu-i spawnat încă. Bă, ăla nu-i spawnat, zici. Că nu vede, că nu-i spawnat. Da, nu vede. Aghi, să vezi că s-ar putea să dai o fail. Bă, e ăla de one shot. Bine, toți dau one shot. Și ce am vrut să întreb, cine-i terminatul ăsta pro de lângă mine? E Rasmus. Cum adică stop working? Băi, lucrăm. Nu mai merge. Hai să le dăm reactivate de undeva. Îi dau eu, îi dau eu, l-am omorât pe unul deja ăla. Ce? Cine-i zeul ăsta? Îi dau eu reactivate deja. Hai, bine. Da, dar durează ceva. Ce dracu, durează o tonă. Mai durează 5 secunde cam așa. Gata. Stai, dacă nu faci m-a găsit direct! Ăsta e un zeu! Ok, nu știu cu cine ne jucăm, dar... ăsta nu e noob, atât am zis. Ia să mai fac și eu asta cu Bila, mai de low IQ. E chizii ăștia să le facă pe alea cu mai mult, să le mai crească și lor. Coaie, ăsta nu e noob, ce pula mea? Se întâmplă. Du-te dracu! E terminat. Ăla mă urmăriște non-stop! Lasă-mă, coaie miu! Da, mă, vii toată harta după mine, nu? Sigur, coaie. Deși cred că la chiar face asta. M-a lăsat în pace, da. Da, deci... Alo, lag! Deci am înțeles cum merge killer ăsta. Era să ratez ăla cu pianul de la lag. Killer ăsta cred că într-adevăr e cel mai slab din joc ăsta albasu, dar dacă te prinde într-un loc să-ți dea shift, ești mor direct, deci... Trebuie să ai mereu o ușă sau ceva lângă tine, sau... S-a dat fail. Trebuie să ai mereu, da, ceva lângă tine să te ajute. Vine! E cel mai slab, dar poate fi și cel mai OP, culmea, e combo ăsta. Trebuie să ai o... ori să dai crouch pe sub ceva. A trecut prin ușă. S-a dus pe margine ca să nu-i se închidă ușa. Băi, ești prost. Când i-am tras ușa în față, s-a dus mai spre margine. O să faci asta. Ăsta e un infect, nici nu-i pro, e un lacăr ordinar. Că am tras eu ușa, mai greu.
ca să mai îi fac, îl fac să mai piardă timp. Dar tu ești mort sau nu? De ce te văd așa în sus acolo? Hai că nu mă vezi nicăieri, sunt mor legit. Ce? De ce? Îmi spune că am bug. De ce ai răspuns așa? Te văd ca și cum ești în aer undeva. Zici des, bă, tu ești mort, e viu ăla încă. Te văd ca și cum ești... Ai zis de nu știu câte ori asta. Păi, te văd în sus undeva, în cer, nu știu de ce. Eu știu, eu am, că tu când ești mort nu mai văd numele. Sau ți-l văd. Tu dă revive acolo, nu contează unde. Îți dă cineva. Am luat un bug full în lacerul ăla. Ce? Okay, l-a omorât pe unul în fața mea. Dar asta joacă bine killer ăsta. Doar că i-am tras eu ușa mai greu. Ratat. Că am zis hai că îl mai fac să piardă timp. El s-a dus pe margine, cică mă. Fail, când eu m-am apăsat bine, urăți jocul ăsta uneori cu reflex. Bă, 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 depozit toi. Ce ți-au de la pe toată harta, mă? Nu știu, aia am vrut să te întreb și eu cu lumea. Pare că l-aud un stop. A, e deasupra, îl văd, vine peste Dragoș. Sau cine e acolo? Dragoș, tu ești. Nu, no, că-mi bag pula în măsă. Unde e? E în colțul ăla al hărții. Ce colț? Ori vine după mine, ori după tine, nu știu. L-a luat pe unul. A, ce l-a găsit pe altul? Ia, mai era. Revive needed. Bă, eu nu-i vedeam numele lui player-ul. Mă duc să dau revive. Ia, îi dau eu deja. Du-te, dracu. Tu-și pula. Gheare sabotaj? Îmi bag pula în ăla cu sabotajul, bine. Da, că el așa joacă. Dar ăsta e tryharder cu ultimata asta, eu nici n-am ulti la killer. Adevărat era un stu, nici n-ai kill, ulti la killer. Păi și eu cum îi dau sabotaj? Da, n-am. Păi da, nici eu n-am, ar trebui să-ți faci și dracu. Păi sigur te ajută așa mai mult. Vezi, dar vezi că ultimata ți-o alegi, că sunt 6, 9, nu știu câte, ți alegi una din alea, doar una ai voie. Mama e după Dragoș. El mor. Nu, că am luat eu hit, dar nu pot să ajung așa repede. Lobu Supremus! Killerul ăsta, lac de două ori la rând! Să-mi bag pula în măta, să-ți fac un frate, jet, pull! Îmi face tunnel și e și noob cu aia, aia mă voi enervează, că e noob! Eu știu că n-are skill, alergă ca un idiot. Nu m-a văzut, am stat în fața lui undeva, ascuns după ceva. Ok, și deci ăsta, ăsta e albastru pentru noob, de fapt. Că doar mergi drept ca un idiot și dai în aia. Bă, ăsta e cel mai, bă, ăsta e cel mai ușor de jucat, practic, da. Ăsta e pentru cretini. Dar nu-mi dau seama că e cel mai OP, tot meduza aia e handicapată, mă enervează și mai rău. E, pentru noob e cel mai OP. Bă, da, pentru că e cel mai ușor de jucat, probabil, da. N-ai de gândit, doar mergi ca un labagiu în față. Lăl. Îmi bag pula în ăsta al tău care te alertează și nu știu ce. L-o moară pe unul, iar era în spatele meu killerul aparent. Doi par și nu l-a dus cineva? De ce nu l-a dus? A, avem doar 3? Ok, jucăria asta e stupidă. Ăla e mor, bă, care gheara aia, nu suport gheara aia. Mountain mai are doar o viață și cu ăla care moare acum, gata. Deci el a murit. Deci am rămas 3-4. Ok. Bă, gheara aia, da, e complicat-o. Ce se aude aici, că s-ai terminat. Stai, ăla nu-i mort? Mă, adică e, aaa, mai are o viață de acum. Ok. E ăla aici, Dragoș, și-l omoară pe unul. Sunt mort, înseamnă. Panca, nu știu care aia. Ce aia ziceți de revive, de ce? Alo, mă duc eu! Aia e branded, faza asta a fost branded, aia îmi pare rău. Du-te dracu! I-am dat ok, killerul ăsta e slab, știu cum să-i dai dodge. Când îți dai aia de one shot, dai roll și nu te mai omoară. Dar trebuie să dai atunci, fix atunci. Hai, dă-te-n pula mea cu pianul. Ați auzit? Dai rol când dă aia devine spre tine în patru labe să-ți dea one shot. Și scap, nu? Da, chiar a mers, am testat eu acum. Da, trebuie să vezi, trebuie să fii pe third person, că pe third person ăla. Na, nu pot să fac pianul, că Denis vorbește non-stop și era cea mai grea ever care am avut-o de pian. Da, mă, eu luam muie de la ăla și explicam ceva care o să te ajute. Eu, hai să ascult, a treia oară la rând. Stai, zic eu! Care o să te ajute pentru tot jocul, îți zic ceva care chiar e legit și... Păi, nu știu ce mi-ai zis, că n-am auzit. Păi, exact, da, i-am zis de două ori. Că știam că nu o să asculti. Dacă îi dai roll când dă Huggy Wuggy ăla, că se pune în patru labe să-ți dea one shot, îi dai dodge, nu te mai apără. Nu știu ce e cu patru labe deloc. Aia cu vine cu viteză pe tine, în patru labe îți dă one shot, abilitatea lui singura. Da, crezi că eu văd să-i dau dodge, că să se șează eu, să-i dau fix atunci. Păi eu i-am dat acum, zic că merge. Păi uite, eu zic că eu nu pot. Da, mă, îl vezi pe ăla că se mișcă ciudat, ai dat râd direct. Ce mare căcat, ce așa greu. Vine pe mine, că e un jec de om. A, știi, ești mort. Bă, avem 4 jucării, a mers mai bine. Pus că am jucat în 5, nu? Sau unul a murit de la început de tot. Deci... Băi, e playable și în 5, da, trebuie să jucăm perfect. A plecat, nu m-a luat. Sau nu știu de ce. Și eu vă fac astea la loc acum.
Nice. Am botat joi dron. Și mă și ia cineva, mamă, bă, trebuie să ne băgăm speedrun repede, că îl batem pe ăsta. Deci dragul ăștia trebuie să nu moară și cu Lodzini, că ăștia au, a, și cu Anca. Mi-a dat o așa direct, mi-a dat revive și am mers un pic și... Ok? Păi așa face băiatul, te distruge. Sunt în canal, iar? Nici nu l-am văzut, că mă uitam pe tab, că aș fi dar râd, da? Mi-aș fi testat teoria chiar acum. Da, mersi. Ce porcărie, nu suport asta, că ăla poate să vină la canal să apese shift click și te omoare iar. N-are logică. Plus că oricum, nu, jocul ăsta trebuie schimbat mult. Ăla n-ar trebui să dea one shot și aia cu pe Angelul nu ar trebui să dea slow non-stop. Boxy Boo ăla e cel mai balansat din joc, cred, sincer. Pare că ăla nu dă one shot, legit, când te trage. Ăla mi se pare cel mai balansat acum, culmea. Eu la când am jucat o oră, două, Boxy Boo e cel mai OP, da, clar. Eu acum, cel mai slab. Hai că am mai făcut o jucărie întreagă, nu știu. Ultima mea viață. Eu trebuie să plec să nu-mi dea la one shot iar. Că eu sunt mort și... Mă și știam unde sunt. Vine să-mi sar în cap să-mi dea one shot. Rău. Mie mi-e fa... Că știe că am jucărie. Una de la noi stă în dulap, ei și... A, e lângă dulap, se chema, e smart de cum așteptam. Stai, ce e asta, e smart, stai lângă. Vrea să-mi dea one shot, că am dus jucărie și știe că mai am doar o viață. M-a găsit pe mine și eu am doar o viață, ok, terminați jocul că eu sunt mort. Ce dracu să-l termin, că nici nu știu unde e ultimul joc. Știți careva unde e ultimul joc? Nu. Cum nu? Nu știe nimeni? Păi am pierdut atunci. Da, ăla vrea să mă omoare și știe că am o viață. Nu știu de unde știe el așa bine. A, stai că mi-a făcut tunnel și mai devreme. Tot mie. Deci ce l-am face? Aud eu un joc, păi stai care... Mountain vine la tine! Mountain, Mountain, Mountain! Mamă, să-mi bag pula... Te-am futut fără să vreau. Că erai fix acolo unde fugeam eu, nu știu cum căcat. Bravo. Paie, nu e vina mea. Dracu, acum nu mai fug mănică ieri pe hartă. Mă bag în dulap, ce fac? Și eu aveam tot în viață. Da, gat. N-avem. Am încercat să vă salvez pe voi, dar mă rog. Că găsisem ultimul joc, iar și văd. Eu făceam fix atunci. Da, văd că am dat eu fake. S-a dus. Putea să o ia pe Anca, pe proasta aia în locul meu, da? Mor și eu! Mor și eu! Mor și eu! Care are IQ mai mare. Mor și eu! Erasmus, trebuie să faci ceva de zei, orice. De ce să o ia pe Anca proasta care fuge drept și nu știe să dea shift? Bă, da, vezi că ai pofia proasta, dar a dat cel mai multe revival, cred. Mi-a plăcut. Bravo, ei. Adică chiar a fost nice că da revival multe. Încare atât. Vezi că killer... Poate nici nu-i nouă, de fapt. Mai nu știu dacă e nouă sau nu, dar știu că a dat revival multe. Problema e că odată s-a dus ca fraier să dea revive când era killerul fix acolo, adică... Unde e killerul? Era după mine, dar m-a pierdut. Lucky, vine pe tine sau mi se pare? După sunet. Aude, dar nu știu unde vine-s e. Pe tine, vine pe tine, îl văd. M-a văzut? Bă, nu te-a văzut, dar vine în direcția aia. Dacă n-ai dat fail, nu te-a văzut. Păi, dar unde era jocul ăla la care juca Dragoș? Că am fost și eu la el, dar am uitat unde era. Dar nu e tot după mine iar. A, e tot după mine. Și eu nici nu știam, ok. E tunneler, ca să-i scoate pe oameni. Păi, ăsta a venit după mine minute... Unde ești, mă, unde ești? Minute, drag. Aparent așa se joacă. Păi, dă-te în morți. Nu, fugi, fugi, coaie, că eu îl țin bine aici. Păi, unde e killerul? Păi, deasupra, e jocul deasupra, acolo, cred, aia. Da, acolo e jocul la care lucra Mountain și la care am dat eu fail, că e ăla cu gheara. Mai e unul aici. Păpune? Nu mai e. Nu, ia, vino cu uite acolo e, vezi, în direcția aia, sus, acolo. Stai, deci cum, altele nu mai sunt? Cum urcăm acolo? Aici? Bă, a? Bă, mai sunt, că trebuie să fie două sau trei rămase, nu? Și trebuie acum mă lovesc, mă, în perete. Ia, chiar era aici, nu? Sau, da, uite. A, da, s-a neînceput? Dar ce se aude așa rău ăla? Deci ăla dacă vine eu mori instant, îmi dă shift click și eu am murit. Mi se pare stupid că are voie să fac asta. Mamă, am uitat cum era asta. Mamă, dar asta nu-i făcut deloc, oaie. Niciun joc. Nu e asta, nu, eu cum am întâlnit eram la altul. Am dat fail. Mamă, și eu nu vreau să plec direct. Și eu făcusem gheara rapidă, Denis, fix atunci, ce termina dacă nu era pe mine. Bă, fugi, fugi că vine. Dar de unde vine, aia e întrebarea. Dinspre direcția voastră, că l-aud pașii încolo eu. Omoară. Mamă. Da. Mă rog că eu am vieți. Tu, dar n-ai murit deloc, a, ești.
De ce sunt chestiile alea, borcanele alea lângă tine, Denis, și ușițele alea mici? Bă, nu știu. Unde e handicapatul ăla? Te că e după Lodzini ăla, nu? Sper. E coaie că poate te nici jocul, ia stai un pic. Îți dau revive, dar nu fix acum, stai. Nu cred. Oh. Și asta nu era ultima, nu? Am făcut doar una, no. Da? Da, pula. Ultima face ca toți dracii. Măcar acum nu mai are 10 frame-uri cum avea ieri. Asta cu gheara ar trebui să aibă doar 2. Ce? S-a distrus. S-a pula pe viață. Da-te în morții, mă. Și-l omoară pe altul în fața mea. Dar lasă ce să dea revive. Uite proasta aia, da, e braindead că joacă așa. Da, aia dă revive cu ăla acolo. Eu am înțeles că ea, vrea să dea revive non-stop, dar e braindead că dă non-stop. Stai ăla, nu m-a văzut? Ce? Stai, ce? Pani. Am lăsat pași chiar aici, cum adică nu m-a văzut? Nu s-a uitat, deloc. Lucky, eu te iau, dar... Vino cu mine, are, îți dă-mi reactivate, stai. Uite acolo sus, e puzzle la Isus, bă, du-te acolo sus. Vezi că ai scări aici unde, unde ai plecat tu. A, dai tu reactivate? A, sunt mort, ok. Da, sunt ca și mort. Sau, poate găsesc un de la de loop, bun. Unde-i prostul? L-am închis? Coaie, aici nu e nimic de loop bun. Bag pula, ce-i asta? Vezi că ăsta nu prea stă să fie închis, pleacă pe altă parte, nu-i trage. Da, am văzut și eu, e smart, la aia e smart. Mie nu prea îmi place să fac aia de multe ori, depinde. Bă, depinde și cât ocolești. Trebuie să știi dacă să ocolești sau nu știi, adică... Uite pe Lucky, am învățat alea, schemele aia, asta nici eu nu mă pricep așa bine. Stai, nu pot să iau aia și eu? A luat-o el? A dus în sus, cred. Ce, cât timp? Mamă, frate, ce nu stă vreo 5 secunde după ce pleacă ăla. Și killer effects fix aici unde e aia, nu? Că se aude sau... Dar ești, killerul ăsta albastru e cel mai slab, dar... Aaaa! Da, mă, sunt mort, că are shift-ul, dai seama. Ce lași, ordinar. Nici, cu aia, nici nu știam de unde vine. Problema e că killerul ăsta e slab, dar dacă te prinde și nu știi de unde vine, ești mort direct. Aia e combo. Da, deci Lodzini se ascunde. Îl văd. Deci killerul ăsta a gândit să-i scoată pe aia mai smart, că știe că dacă rămân pizdele la final e easy win. Deci ăsta poate să fie ori cel mai OP, ori cel mai slab killer, culmea, e combo. Deci să ai mereu o ușă sau un trotuar de la să treci pe sub el. Ce l-ai văzut? L-ai văzut? Aoleu, da. Vezi că cred că nu știu dacă te-a văzut, dacă stai așa te vede. Îți vede mâna, îți vede mâna dreaptă. Te ești în third person? Eu zic să pleci, să-l ia pe Lodzini în loc să te ia pe tine. Sper că-l vede pe ăsta în colț. Ăla stă acolo. Ia, bine. L-a văzut, l-a văzut. Gata, îl fute. De data asta chiar îl fute, nu mai scap. S-a dat cu capul de perete. Da, l-a văzut. Ah, ok, scapă, never mind. Scapă, că eu nu pot. Stai. Ia uite, a fost smart. L-a luat, s-a distrus. Mama a fost smart și pe aia a fost prost. Doamne. Ai văzut? Lodzini mai e doar o viață, deci. Ai văzut că ăla era smart, aștepta să vadă dacă vine ăla pe ușă, că așa am făcut și eu. Stai, ce? Cum știe că ești aici? Ce dracu, băi, asta chiar e horror. Stai, mai era o singură jucărie? Bă! A, l-ai mort deja, Lodzini, acum unde l-a dus la gură? Bordă train, putu-ți morții tăi. Trebuie să te duci cu trenul. Eu zic să-ți păstrezi râu când te apropii de el, să-l, dacă sare cu aia, să dai râu, cum te-am învățat eu. Dar să fii third person. Mamă, ăla te dă de gură. Eu zic să te duci direct la tren. Păi da, îți dai seama că aia face. A, pe acolo nu pot. Ce? Ce-i muzica asta și cu el care merge încet așa? Uite cât de fun e, bă. Ascultă și uite-te la el care merge încet, ia. James Bond. Băi, dar mai bine mergeai repede, că acum ajunge el la tren și te prinde acolo și mori. Bă, da, dar oricum cred că a ajuns, nu? Bă, eu oricum prefer repede, de obicei. Dar el s-a gândit... Ce-i disconnectul ăla, dar nu ne scoate? Cred că-i sabotajul lui. Ah, ok, eu crezi că ne iese... Coe, vezi că trebuie să alergi. Bă, no, sau? Bă, nu știu unde e handicapatul. Ce? Te-a prins, te-a prins în R? M-a luat în R. De ce fake aia? Pe cum, că la mine a mers atunci. Sau contează direcția? Poate să dea cu scoreboard, stai să ne uităm puțin. Coaie, stai ce? Ce? Puzzle. Adică puzzle 2! Lodzini a ieșit, să nu văd. Ce ai făcut la chi? Cum adică două? Coaie, pot să că am făcut mai multe. Păi probabil nu le... Nu, probabil, păi da, dacă nu termin eu toate alea trei de la o bucată. Ce înțelegi printr-un puzzle? Bă, nu, că... Sunt să termin o de-aia, te stende o bucată mică din alea trei, da. Te stende tot. Și am făcut bucăți mai din el. Și nu da, ai făcut dintr-o bucată doar un nivel sau două. Da, trebuie să o termin toată. Ăla a pus la loc killer, te-a lăsat și după aia nu te-a mai lăsat.
Deci doar unul te-a lăsat, Timonul ăla. E rău, nu știu să fie. Da. Mersi, Dostoevski, cine știu să fie. Te-ai prins? Dostoevski, că e. Tizov. Mersi, dinozaure. Ce? Ce mă, dinozaure? Dizovski, da. Băi, nu mai joc la aparatul ăla, că mereu când mă duc acolo mor. Ia gata. E timpul să fim inteligenți, să mergem la unul la distanță. Uite, ăsta de aici, de exemplu. Ăsta e... nu vine killer aici. Arăstă-i că aici se spawnează la început, fuck. Culmea, îmi place mult mai mult. Ce comanda pe ei? Îți place mai mult? Harta asta. Băi, e mai balansată, pare că. Bă, la mine s-a făcut beznă, ce-ați aici? Bă, și la mine, aia e ultimata la killer. Jocul ăsta e prea slow, eu apăs mai repede decât mă lasă. Aia e ultimata killerului, e foc peste tot. Ce, asta e prea OP, pe asta mi-o cumpăr și eu dacă îmi cumpăr. Ce? Asta pare cel mai OP din joc, că nu mai vezi deloc pe killer. Dar ăla oare vede? Sau și da, da, aici? Ăla vede, că zicea All Survivors ăla. Păi îți dai seama că altfel nu mai ajuta cu nimic. Bă, depinde. Dar da, cred că mai mult îl deranja pe el. Băi, ăla ne-a făcut ceață, nici nu știu. Voi ați auzit că eu am dat fail la joc, că era mai lent jocul decât mine? Bă, da. Se termina pianul, apăsam pe prima clapă și nu mergea. Coaie, dar chiar au mai făcut din lag, păi am 70 de frame-uri uneori, păi înainte. Da, se mișcă ok. Înainte aveam 60 maxim pe asta, cred. Eu nu prea mai simt lag-ul. Ce se aude așa? Ce dracu, m-am și speriat. Am făcut aia cu puzzle-ul, cu gheara direct. Ei, dai, de grav, mă omoară! Mamă, pe bune. Te văd unde ești. Ei dau revive-ul ăla, vine să-l omoare pe ăla la revive. Nu, vine după tine încă sus. Bă, fugi, te-ai dărat, mă, fugi! Hai mă, că poate nu mă găsește, eu stau după jocul ăsta. Ah, scuze, eu te căcam pe tine, că nu știam. Eu uneori chiar fac asta, mă ascund după joc. Nu știu dacă voi faceți asta. Vine după mine și o să-mi dea one shot, că știi ce killer e. E killerul ăla care are cel mai slab, are cel mai OP. Du-te-n pula mea, bre! Du-te-n... Pre... Sal! Dragoș, ce faci, mâncăță șcuru aici? Mai făceam la el. Coaie, dar gata cu killerul ăsta. Asta mi se pare cel mai scary din joc, nu știu dacă și vouă. Are gura aia și arată grav rău față. Da, e mai grav ăsta. Și știi că vine pazul labei și te mănâncă după aia. Mi se pare mult mai grav decât restul. Legit. Sunt mort. De fapt, ăsta mi se pare singurul scary. Restul nu mi se pare așa scary, ăsta e singurul. Doar n-a trecut prin ușă, cum mai fac ăștia. Nu știu ce a făcut, dar nu pot să mă prind de asta aici? A, nu pot? Sunt mort. Space-ul, da. A, da, deci prin ușă. Da? Te-a făcut rău? Mamă. Bă, nu rău. M-a făcut că am așteptat eu iar un plus. Deci la ăsta nu aștepți. Mi-a dat sabotaj? Ce s-a întâmplat? Nu, a renunțat eu la el, nu? Am dat? Da, ok. Ce-ai bag uneori, sincer. Bă, nu știu ce ai făcut tu, dar... Îți dai revive mountain? Hai mountain, că vin eu. Stai că și-a pus ăștia niște orfani ăștia să mă vadă când vin. Mă duc pe altă parte. Și a nicapat toxic. Momentan killerul ăsta, ăsta mi se pare cel mai OP când mă bat eu cu el. Ha, bă, da. Ce, tu te bați cu el? Ok. Da. A, l-a omorât pe unul, ok. Care avea toy part. Era toy part de la jocul meu, oare? Că eu jucasem acolo. Bă, iau eu toy part-ul și-l duc. Îl iau eu, îl iau eu. Păi eu deja sunt acolo. Eu deja sunt acolo. Bă, dar ce? Bă, unde e? S-a băguit, sunt mai multe la mine. Bă, la scrie, mine da, scrie că sunt încă două pe jos. Bă, dar n-a venit ăla. Ba da, a venit și mă omoară. Câte toi parturi avem? Bă, dracu. Coaie, aveți grijă, unde duc mă și ăsta? Bă, la se duce după voi, nu știu unde e. Dar nu vine după mine. Sunt mort. Mamă. Ok, tunnel, să vezi ce în jur de morți după. Ți-a dat one shot iar, nu? A venit și a dat shift click. E chiar păpușile alea nu dispar niciodată, nu? Poate ce le-a pus te distruge. Da. Pentru că mă chinuiam să fac aia cu gheara și fix când am apăsat m-a omorât. Făceam ultima gheară. Să mor eu de mai stau la jocuri de acum. Bă, da, nu, odată ce îi pune, nu știu, dispar, dar dacă pune era alții, poate. Poate spă numere, știi, are voie doar 5 pe hartă sau ceva, nu știu. Deci e fix aici killerul? Ce l-am omoară așa simplu, fără sunet, fără nimic? E și mai horror fără niciun sunet. A vrut să-mi dea aia cu oanșa și n-a reușit, dar și-am fugit mult.
Du-te în pula mea că e horror. Asta e cel mai horror din joc. Asta mă sperie, ăsta e singurul care mă sperie. Restul nici nu mă sperie deloc. Asta e horror, arată rău de tot, nu știu ce arată așa rău. Arată bolnăvicios rău. Ce spui parțele atâtea pe jos? E bug, cred, nu cred că mai e niciuna. Coaie, fugi, Chidrila! Kids! Chiar e bug. Kids, fugi, că trag ușa. Așa. Ăla sare peste că știe schema. L-a omoară pe Kid. L-a omoară pe Kid. Ce să-i fac aici? Aici? By the way, ăla nu știu. Zona mea, am plecat. Că ăla Kid, ăla nu știe să dea shift, ca să știți, nu știe să alerge deloc. Da, e un pic cam grav. Că ăsta joacă bine și ăla e prea noob. Iar e combo ăla infect. Vine sus peste voi, vine la mountain, la Lucky, la toți, toți aia. Hai, dă-te-n slow boss. Iar la mountain, futu-i morții lui, lui mountain. De ce la mine? Mi-a dat one shot. Dar cu e, killer ăsta e prea OP, legit. Dacă n-ai uși, ești mort, nu are logică. Ne-a omorât pe... Când ai pula lui mountain. Ne-a omorât pe doi în aceeași groapă. Dar venea la voi și a coborât și m-a luat pe mine, care-i logica? Voi erați acolo, de ce nu v-a luat pe voi? N-am prins-o pe asta. De ce m-a luat pe mine? Nu, nu știu, n-am înțeles. Voi erați patru oameni la un joc, nu știu ce făceați patru acolo. Și cumva m-a luat toți pe mine. Ok? Dar unde e? Doar nu mă urmărește pe mine să mă omoare. Unde e? Unde ți-a dat revive? Ce? Unde trebuie să dăm noi revive? Mă urmărește pe mine să mă omoare. Și mai aveți altă groapă de revive? Mamă, e tot la voi, campează zona aia. Nu mai aveți altă groapă? Ba da, eu mă duc la cealaltă. Nu merge. Erasmus, Erasmus, Erasmus. Bă, vezi că poți să ne iei prin perete, Erasmus, mi se pare, la zona aia, mi-a dat, nu mă înșel. Ăsta a blocat gropile cu piticii. Stai, poți face asta? Ce? Păi asta merită bani. A blocat alea cu piticii, nu mai merge. Ce? La face piticii. Sau a ieșit un prost, s-a băguit. Nu, n-a ieșit, că e lângă mine, e lângă mine. Ăla a făcut glitch, merită banat. Sunt trei gropi. Păi ăla merită banat, stai, ce? Hai vezi să faci asta. Da, l-ați luat pe ăsta, deci chiar a făcut aia ăla. Ăla merită banat permanent. Nici o scuză. Cum să face așa ceva? Ăla a blocat jocul. Păi și aici totul pot să iau. Era să mă iei, lol, m-ai tras mai mult acum. Păi și piticii nu dispar, că nu înțeleg. Doar dacă îi spune el, alții probabil. Ce? E prost făcut. De ce nu dispar când țipă? Adevărat. Bă, bună întrebare. One use, în pula mea. Era să mă iei, era să mă iei, iar era să mă iei, ești close. Ia! Cum ai luat? M-ai luat prin aia, cum ai reușit? Ce ești, no, un zeu? Deci ăsta, dacă aveam buton de bripa, dacă eram admin la jocul ăsta, dacă făceam jocul ăsta, pe Salban am instant. Dar eradicam, ești nebun. Dacă vedeam că vine unul să-mi zice mie jocul făcut de mine, mama, îl distrugeam pe ăsta. Și-o la fel. Păi știți cheamă acolo, I am the developer of this game, I have banned you for glitching, you cannot ever play this game again, goodbye. Și ăla plângea și trecea la măsa și eu râdeam de el. Te-ai prins? Ba, pula. Cum ar fi să faci asta ca Dezelul? Iar l-a pus pe unul acolo și e glitchuit aia. Păi, dar nu pot să-l scot de aici? Ăla a pus ceață și vine să mă omoare când îi dau revive-ul ăla. Și ăla e și băguit. Că el a glitchuit hacker-ul pulii. Dragoș, e lângă tine că se aude rău? Da, îl văd, e după mine, e după mine. Ce glitcher ești, să-mi bag pula în măta de troll. Nici n-ai voie cu aia să faci asta, legit. Permaban, ți-am zis. Dacă îl vedeam pe unul pe jocul meu. Deci unii sunt atât de noob sau de fricoși încât când vin la un joc închid ușile, chiar dacă nu-i killerul după ei. Nu înțeleg de ce. Oh, culmea. Oh, nu știi pe asta, killer man. Mamă, ce i-am făcut lui ăsta, i-am făcut cel mai mare juke ever. Mamă, sunt cel mai bun player de joc. Voi nu știți, nu cred că înțelegeți. Știți groapa aia unde te tragi ca Tarzan? Da. E, în groapa aia dacă te arunci jos și după aia de jos te prinzi de aia de sus te, și apeși space, te duce sus înapoi. Nu știu dacă știți, asta e o schemă. Asta i-am făcut lui ăla și ăla a venit jos și eu m-am urcat sus înapoi. M-am prins de aia. M-am pierdut, gata. Mamă. Ok, deci ca Survivor chiar poți fi un geniu dacă prinzi 30 de hartă. Asta de la distanță. 30 de hartă. Ăla e jos. Unul a ieșit din meci de la noi, văd, dar oricum am câștigat.
Eu am tras-o de la distanță și ăla s-a enervat, cred. Da, și unul din noi o să moară acum, probabil, că, da, one shot. Nu știu de ce are one shot caracterul ăsta. Vă aștept la tren, eu zic, acolo. Veniți repede, că el nu e aici. Dacă veniți repede, câștigăm direct. Dați rol, repede. Gata, am scăpat toți. Dacă muream la ăsta, făceam rage, grav. Stai, deci a murit unul singur? Sau a ieșit din meci? Nu știu ce a făcut ăla. Mamă ce, nu știu ce bucurie am. Că ăla a făcut glitch neînțonat și noi chiar l-am distrus. Și eu, că mi-am luat tunnel, mai aveam doar o viață. Hulo, ce fericit sunt, nu cred că înțelegi. Mamă, ce fake e graficul ăla, ci că două și am lucrat la nu știu câte, mersi. Păi da, de să le dai în late night. De exemplu, dacă lucrezi la unul și da, lucrezi doar la final, când mai ia a treia chestie de aia, îți dă acolo, cred, nu? Culmea, da. Culmea, da. Da. Sunt numărate prost ale, nu sunt numărate pe nivele, sunt numărate pe bucățelele alea, fiecare bucățele. Numărate pe pulele,